De asemenea, vreau să mulțumesc celor aproape 6.000 de medicieni care ne-au susținut. A fost un vot, să spun, destul de interesant în toată țara, nu numai la mine. Noi, ca și număr, ne păstrăm electoratul. Le mulțumesc că o să fim alături de ei cât se poate și de toți ceilalți. Eu, în continuare, o să încerc să fac tot ce pot pentru Mediaș. Să vedem în ce condiții acum ce va fi. Oricum, mandatul de parlamentari până în 2016, deocamdată suntem majoritatea parlamentară, la guvernare, după masă o să fie în București, să vedem ce sarcini primim. Și ce o să avem de lucru. Noi o să ne continuăm activitatea normală. Dar încă o dată vreau să mulțumesc celor care au fost la vot și special celor care ne-au susținut la Mediaș. De altfel, nu putem spune că o să ne întâlnim imediat să facem o analiză, să găsim vinovați. La un asemenea scor, cred că nu mai sunt analize de făcut, probabil și sigur, mă gândesc că a fost un vot mai mult anti-Ponta decât un vot de apreciere la un anumit candidat. Dar pentru asta trebuie să-l felicităm cu domnul Iohannis, că a fost pe partea cealaltă, nu pe partea cu anti, și atunci înțeleg eu chiar exact ce-i cu votul ăsta sentimental. Sper să fie bine, sper să, din toate promisiunile făcute, să fie chiar așa. Pentru țară, mă refer acum. Eu sunt sceptic, eu v-am spus prima campanie, că nu știu ce guverne vor fi, ce... Într-o democrație normală avem o majoritate la ora actuală. Dacă coabitează președintele cu alt, că asta era unul din sloganele celor de la ACL, să nu dăm puterea la un singur partid, cu toate că era numărul 1, cum să vedem dacă se va și pune în practică sau o să se facă același lucru, să se încerce să fie puterea